Salutări și bine ați venit la episodul 3 din seria Survival World Minecraft Survival. Da. Să ne punem la somn pentru siguranță și da, ce bug. După cum puteți vedea, am defrișat ceva copaci acolo, am mai plantat, am o grămadă de puieți. Era un copac mai gigant. Da. Un zombie. Nu știu ce încearcă să facă. Du-te să arzi, du-te să arzi, băiatul, așa. Să țin sabia la mine, mai bine. Cine știe când mă întâlnesc cu un creeper. Lemn am. Da, trebuie să găsesc un loc bun. Chiar nu știu de unde să încep. Și voi începe de aici. Normal, o voi face. O voi acoperi, o voi face ca un fel de căsuță mai mică în care să intri. Prima dorință mea ar fi să găsesc niște fier. Să mai decorez casa cu frunze și toate cele. Mă scuzați, o problemă la nas. Voi face o lopată. Să prelucrez lemn. Ar trebui să-mi fac mai multe, dar mă rog, de fapt chiar o să-mi fac mai multe. 3 lopeți. Și încă un târnăcop de piatră. De fapt 2, pentru că am unul de lemn. Ups, piatra cu mușchi, da. Se putea. Mă voi duce să-mi iau patul în caz că vine seara. Și o să mai fac o chestie. 3 porți. Pentru ca zombie să nu mai stea pe, de fapt, în casa mea. Mănânc carne de zombie. Ce se poate întâmpla? Să vedem dacă am niște pietruială. Am găsit. Nu sunt încă obișnuit cu acest texture pack. Și un pat, după cum am spus. Normal că am uitat ceva, dar nu contează, o voi face la crafting table-ul de acolo. Și am găsit și cărbune. Nu l-am băgat în seamă. Cred că nici n-am observat că e acolo.
E bine că am făcut butonul de pe acum și așa voi avea nevoie. Trapele sunt ca să nu intre zombie. Ar fi și logic. Rămân fără lemn. Fantastic. Mă scuzați pentru greșeli. Pentru unele greșeli. Se pot întâmpla oricui. Îmi va trebui mult cărbune. Ar fi și logic, îl iau. Cărbunele îți trebuie mereu, nu știi când ai nevoie. De asta, de fapt, vreau să vă spun că mulți nu iau cărbunele. Eu prefer să-l iau. Nu știu când am nevoie și atunci îl iau pe tot. Care îl găsesc și îmi dă și experiența. Nu foarte multă, dar îmi dă. Ne-am făcut cu 16 cărbuni. Încă o serie de cărbuni. Sper să nu vă plictisească prea tare acest episod. Nu știu dacă e prea bine să-l fac, dar e ziua în care filmez și cam asta mi-ar trebui. Și după cum ați putut vedea, am mai făcut și la casă. Ar fi fost culmea să nu vă dați seama. S-ar putea să mai filmez astăzi. Încă un episod. Voi vedea. În funcție de cum voi avea timp. După cum spuneam, în acest moment îmi trebuie cărbune. Torțe, 40 de bucăți și le-am pus. Un episod, știu, foarte plictisitor, dar m-am gândit să-l pun. Să mai fac și câteva anunțuri, astăzi voi posta World of Tanks și în continuare aștept comentariile voastre, ce jocuri ați mai vrea să pun și voi pune astăzi și un tutorial. Veți vedea ce, nici eu nu știu încă. Probabil voi fi mai imediat după acest video. Cam atât a fost acest episod. Următorul de pe ziua de astăzi va fi puțin mai lung. Acum va trebui să închei. Mulțumesc că mă urmăriți și pentru like-uri și așa mai departe. La revedere!